Dacă nu știi ce ai de făcut, intuiția ta mereu o să știe. Întotdeauna o să fie o voce în interiorul care știe drumul. Și întotdeauna îți va zice care este următorul pas pe care l-ai de făcut. Dar intuiția este ca un mușchi care îl exersezi. În perioadele în care mă simțeam pierdută, nu mai auzeam vocea asta, pentru că nu o ascultasem de mult timp, iar mintea mea era plină deja de alte gânduri, de frici, de probleme și așa mai departe. Și având atât de multe voci în mine, nu mai știam care din ele e intuiția. Dar am învățat ceva. Intuiția este mereu acolo, dar este vocea slabă. Intuiția este fină, nu strigă la tine. Este întotdeauna calmă, dar de cele mai multe ori spune lucruri inconfortabile. Îți spune ce ai de făcut mai departe, dar lucrul pe care l-ai de făcut de cele mai multe ori este greu, așa că alegi să-l ignori. Și dacă o ignori de multe ori, nu mai auzi. Iar dacă acum nu auzi, fă liniște, calmează-ți restul gândurilor și întreabă ce ai de făcut. O să ți se răspundă. Și dacă asculți de suficient de multe ori și exersezi acest mușchi al intuiției, ajungi să te simți ghidat în viață. Așa intri în acest flow continuu în care ți se spune următorul pas. Poate îți spune să dai mesaj acum unei persoane sau să te duci până la magazin să iei o pâine. Sau îți vine o idee creativă sau simți că trebuie să ajungi într-un loc. De multe ori nu are logică intuiția. Nu știi de ce trebuie să faci ce trebuie să faci, dar simți că trebuie. Deci,